0-100 în modul drive. Frâna de motor cum arată, fără să fac nimic, deci decât ridic piciorul din pedala de accelerație. Zero-100 în modul manual, voi lăsa cutia să schimbe singură. Observați retrogradările când ești lăsat să le faci, cât de rapid le face cutia. Da? Când nu ești lăsat, clipește acel indicator cu treptele. Mașina se poate conduce foarte dinamic în modul manual dacă o înveți și înțelegi cum funcționează sistemul. Sistemul stop-start, îl vedeți cum reacționează, destul de interesant și e foarte util pentru o cutie de viteze cu dublu ambreiaj, pentru că reduce stresul cutiei la statul la semafor. Alte cutii de viteze care nu au sistem stop-start, deci care nu integrează, mă rog, cu motorul acest sistem stop-start, în oraș, când se circulă în bară la bară, plecări și opriri succesive, sunt supuse stresului și usurii premature mai mult decât sistemele cu stop-start. Sistemele cu stop-start ce fac în momentul în care te-ai oprit, s-a oprit motorul și în cutie nu mai ai niciun fel de tensiune, nu mai ai niciun fel de stres, nu mai ai frecări. La singurele uzuri, sigur, sunt cele legate de componentele sistemului stop-start. În plus, se evită supraîncălzirea cutiei, care este destul de frecventă la cutiile de tip dublu ambreiaj, inclusiv la Renault, în situațiile în care nu ai stop-start. Deci în trafic bară la bară sau la tractare, la chestii de genul ăsta, supraîncălzirea cutiilor cu dublu ambreiaj e destul de frecventă. Vreau să vă arăt un lucru care mi se pare interesant, și anume faptul că inclusiv în modul eco, dinamica mașinii este foarte puțin penalizată, adică sigur reacțiile pedalei de accelerație și schimbările cutiei și răspunsul motorului sunt un pic alterate pentru a privilegia consumul, însă mașina se poate conduce absolut normal în eco. Deci fără să simți, să... sigur am mai auzit oameni care, domne, în eco nu, deloc adevărat, iată și vă arăt acest lucru, să nu credeți că e păcăleală, da? Deci o să punem și sistemul stop-start în funcțiune din nou, da? Deci s-a oprit, ceea ce înseamnă o conducere normală, să spunem, da? Deci în eco suntem acum și uitați-vă cum eu accelerez moderat, deci deloc nu sunt cu pedala nici măcar la, probabil la un sfert din cursă. Și iată cum te duci în zona de viteză mai mare, deci presupune că am fi în oraș acum, da? Am ajuns deja la 80 de km pe oră, fără niciun efort, fără niciun stres, în modul drive eco. Odată ce te obișnuiești cu dusterul și cu reacțiile lui, îți dai seama că în majoritatea situațiilor de conducere normală, pentru care este făcută această mașină, nu ai nevoie de modul normal. Modul normal poate că
își are rostul lui în condițiile în care ai mașina încărcată, persoane cu bagaje, ești pe, la munte, prin alte părți și vrei să se simtă altfel mașina, deci să nu se simtă leneșă, în momentul ăla o pui pe normal, lași la o parte câștigul ăla de consum pe care l-aveai în eco și îți vezi de treabă. O să o scot acum din eco, o să opresc pe loc și vom face același lucru și în modul normal, da? Să vedem ce înseamnă, la încerc să păstrez aceeași accelerare, aceeași apăsare a piciorului pe pedală, da? Sigur, e o chestie subiectivă, până la o pot să și greșesc, dar observați diferențele, da? În mod clar, răspunsul mașinii la inputurile mele este altul, adică mai incisiv, mai dinamic, dar diferențele nu sunt atât de mari pe cât ați crede. Adică eu pot să conduc mașina asta în eco fără să am niciun stres. Poți să faci depășiri cu ea, poți să faci orice în eco. Sigur, când ai împins piciorul dincolo de acel prag de care vorbeam, te duci în kickdown, în momentul ăla oricum eco se dezactivează automat și ai toată puterea mașinii și chiar dacă ești în eco. Dar în zona până la acel prag, pragul ce este? Apeși pedala ușor și la un moment dat întâmpini o rezistență. În momentul în care întâmpini acea rezistență, apeși piciorul dincolo de acel prag, pedala scapă, așa se simte un gol, pedala scapă și acolo practic ai anulat și eco și intri în secvența de kickdown în care mașina știe că vrei să depășești, vrei să schimbi, vrei să primești de la ea tot ce poate să-ți dea. Din nou eco și de data asta o să apăs pedala de accelerație ceva mai tare, adică să îi cere mai mult. Deci iată, eco, da? Fără, nu am depășit acel prag de care vorbeam. Poate să-mi spună ceva că mașina nu răspunde? Deci de ce aș scoate-o din eco dacă ea știe să facă treaba asta în eco? Deci uitați-vă, 100 de km pe oră fără 109, nici nu-ți dai seama, adică atât de bine se mișcă. Puteți să înjurați Dacia cât vreți, dar faptele sunt fapte, realitățile se văd, da? Deci fără niciun fel de efort, fără efort, pur și simplu face aceste lucruri. De altfel, un aspect foarte interesant și pe care o să încerc să vi-l arăt din nou pe autostradă este ușurința cu care faci reprize de la, să spunem, 80-90 de km pe oră către 130-140 de km pe oră fără kickdown. Deci atenție, e diferit față de ce facem noi de obicei când apăs pedala la podea și las mașina să dea tot. De data asta o să vă arăt un lucru un pic altfel. Deci o să încerc să simulez o depășire. Sunt la 80 de km pe oră, chiar am niște mașini în față și vreau să le depășesc, dar fără kickdown, da? Deci iată cum fac treaba asta. Am asigurat, n-am nimic din spate, că tocmai a trecut un Audi pe lângă noi cu 150. Și iată cât de relaxat și de frumos poți să faci o depășire. Deci fără kickdown, adică o depășire normală, da? De ce să dau kickdown dacă n-am nevoie? Diferența de viteză între mine și cel depășit e destul de mare oricum. Deci uitați-vă cât de frumos se duce mașina în eco, da? Fără niciun stres, în zona de 80-130-135 de km pe oră. Păi astea sunt lucruri. Îmi amintesc când aveam Dacia acum, mă rog, 20 de ani. Când vedeai 130-140 de km pe oră, dacă prindeai 145 cu Dacia, erai, povesteai 3 luni. Și acum, iată, 130 sau 150 cu Dacia e floare la ureche. Nu degeaba pe autostradă cu toții ne întâlnim cu Dacii, cu Loganuri, cu Dastere, cu mai știu eu ce, cu Dockere, care mănâncă autostrada liniștite cu 150, 160, 170 de km pe oră. Dacă se grăbesc oamenii, sunt de la curierat, de la fiecare ce treabă are, își asumă niște riscuri, da, de depășire a vitezei legale pe tronsonul de autostradă și se duce în treaba lui. Păi și mașinile astea noi pot să o facă
nu cum știam, ci mult mai bine. Deci uitați-vă cât de relaxat în eco, da? Deci nu avem niciun stres. Vreau să mă duc mai tare în eco, deci fără kickdown. Nu e kickdown, că dacă era kickdown, iată kickdown-ul, da? Ăsta e kickdown-ul. Acum am dat kickdown, se vede diferența, da? În drive. Deci dacă aș fi, de exemplu, la o viteză mai mică, să spunem, 120, da? Și dau kickdown, iată, se vede kickdown-ul, da? Că a retrogradat și încearcă să... Deci asta în drive cu eco. Sigur că dacă scoți eco, o pui în manual, faci ce făceam la... Că v-am arătat și la Easy Air, la cutia robotizată. Și vrei să pretinzi dinamică? Da, iată. Păi dai dinamică mașină. Și mașina îți dă tot ce poate, îți dă maxim, da, așa cum se vede. Și sigur că ai control asupra ei, pentru că poți frâna, retrograda, frumos. Sigur, în măsura în care ești în zona în care se poate retrograda și avansa în trepte, că ați văzut că eu mă duceam mai... N-am învățat-o foarte bine mașina ca să știu exact plajele în care pot să mă duc în 4, în 3, în 2. Dacă trebuie să fii, ca să poți retrograda, trebuie să fii cumva sub 3000, da? Așa cum se vede aici, da? Să fii sigur că se duce în zona de până în 4000, că altfel nu te lasă. Dacă însă te duci cu ea liniar, cum mă duc acum, ați văzut că te lasă să te duci liniștit peste 4000 până la 4700. Dar nu te lasă să faci asta prin retrogradare. E tot o protecție și a ambreiajelor și a motorului. Deci, ca regulă, cam asta ar fi regulă. Ești în zona de 3000 cu turometru, da? Sunt în A5 acum la 3000, înseamnă că pot retrograda în 4. Și deja mi-a sărit în 4000 și ceva. Sau sunt în 4, da? La fel în zona de 3000. Pot retrograda în 3 și îmi sare în aproape 4000 de rotații pe minut. Deci cam asta e regula. Dacă vrei să conduceți manual și să retrogradați sportiv, țineți cont de treaba asta, că trebuie să fii cam în zona de 3000, pentru că, mă rog, căderea de trepte, cum se spune, e cam de 1000 de rotații pe minut. Și deci dacă ești în 3000 și treapta a patra, când ai retrogradat, te vei duce în treapta a treia și 4000, 4100, ceva de genul ăsta. Dar urmăriți turometru și spuneți-mi că mașina nu e dinamică. Pentru că știu, sunt oameni care vor și eu am spus-o la Dusterul 4x4, că natural mi se pare acum e timpul pentru un motor mai puternic pe Duster. Și sigur s-ar putea să îl și avem, pentru că sunt zvonuri care, mă rog, nu numai zvonuri, că am văzut și negru pe alb, că vom avea niște variante de 1.3 turbo benzină pe Duster. Și probabil că atunci poate vom avea 140 de cai, da? Deci vom avea un salt de 15 cai față de 15-20 de cai față de puterea, să spunem, medie pe care o are Dusterul în momentul de față. Cred că deja am ajuns la ceea ce numesc eu o concluzie și cu acest 1.5 DCI EDC. Consumul mediu îl aveți pe bord. O să mai trec o dată prin computerul de bord ca să vedeți. Mai avem range 560. Așa cum vedeți, n-am ajuns nici măcar la jumătatea rezervorului. Sigur, astea sunt valori teoretice. Ele se pot modifica pe măsură ce mergem cu mașina. Am făcut 505 km. Probabil că o să mai fac până duc mașina înapoi, dar noi acum filmăm concluzia și ne vom rezuma la aceste date. Viteză medie 45 de km pe oră.
mixul de consum a fost, ca să înțelegeți, cam 150 de kilometri făcuți prin București, undeva la poate 200 de kilometri pe autostradă și restul pe drumuri naționale. Am simțit că se poate un consum și mai mic, deci dacă aș fi mers, dacă aș fi avut un parcurs mai îndelungat pe drumuri naționale cu viteze 80, 90, 100 de km pe oră, probabil că aș fi scăzut și sub 5,3. Consumul maxim pe care l-am avut pe bord a fost 6,8, minim ăsta este, deci nu am avut, în afară de valorile de consum instantaneu, consum mediu minim 5,3. În oraș eu zic că undeva un 6, 5, 7 este un consum care se poate atinge cu ușurință cu acest Duster EDC. Cine conduce la economie, orientat spre economie, probabil că va putea, eu zic că destul de ușor, să atingă consumul mediu dat de constructor, adică 4,4 litri la 100. Mașina este ușoară, îmbunătățit aerodinamic, pe pneuri de vară cu siguranță consumul acela mediu se poate realiza. Aici sigur au fost anumiți factori defavorizanți, cum ar fi de exemplu pneurile de iarnă și așa cum ați văzut în film, sau cum o să vedeți în aceste filme, acest mix de consum a inclusiv plobele noastre, reprize, accelerații, mers de vreo două ori cu viteza maximă a mașinii, deci toate aceste lucruri sunt în acest 5,3 litri care se vede pe bord. Bun, cum se conduce mașina și ce diferențe sunt față de varianta 4x4 pe care am prezentat-o complet și cei care vreți să vedeți în amănunt un Duster, trebuie să vedeți acele filme, aceste filme cu 1.5 DCI, EDC fiind doar o completare. Diferențe există, deși poate că nu pare așa important acea diferență de greutate și de distribuția greutății la varianta 4x4, totuși acea diferență de greutate împreună cu suspensia independentă pe spate fac ca rafinamentul modelului 4x4 să fie superior la condus celui pe care l-am găsit pe acest model 4x2. Nu e prima oară când conduc 1.5 DCI, deci am condus foarte mult în Grecia. Am făcut câteva sute de kilometri în condiții într-adevăr dificile pentru o mașină 4x2 și știam mașina de acolo. Acum însă am putut să filmăm și să vadă lumea cum se comportă și în ce fel, la ce te poți aștepta de la această mașină. Deci revenind aici la testul pe care l-am făcut în România cu acest model, am văzut mai bine diferența față de versiunea 4x4. Deci versiunea 4x4 este totuși mai omogenă, permite viteze mai mari pe viraje, în ciuda greutății mai mari, totuși tracțiunea integrală, modul acela auto ajută foarte mult și îți permite un condus mai dinamic. Și acest 4x2 merge bine, suspensia ține drumul, dar fiind o mașină mai înaltă cu o gardă la sol de 21 de cm, trebuie să țineți cont de acest lucru. Se adună rapid pe virajele abordate în forță, adică indiferent de setările suspensiei, fiind o mașină polivalentă, totuși în momentul în care te-ai dus tare pe un viraj de dreapta, să spunem, mașina se va înclina destul de mult și chiar dacă nu intră sistemele de asistență, vei simți un ruliu uneori neplăcut dacă te aventurezi mai mult decât trebuie, da? În momentul în care o conduci normal, dinamic să spunem, dar nu la limita mașinii, deci la un condus dinamic mașina se simte foarte sigură și confortabilă. În momentul în care o duci la limită, în acel moment, de-aia îi spune la limită, îi vezi imediat limite, vezi că înălțimea și faptul că nu ai tracțiune integrală schimbă puțin povestea față de variantele 4x4. Ce îmi place mie la acest Duster, sigur, cutia EDC care este rafinată, performantă și ajută enorm atât la consum, cât mai ales la dinamică. Faptul că suspensia este un pic altfel, deci are un punte cumva semirigidă pe spate și mașina puțin mai ușoară, face ca percepția din interior să fie mai
nerafinată, ăsta e termenul, față de versiunea 4x4, pe care o simți mai așezată pe drum, mai, mai confortabilă, mai sigură chiar în anumite momente. Deci asta e partea la care trebuie să vă așteptați la varianta 4x2. În rest, deși sunt mici diferențe pe care le-am explicat în filmele cu 4x4 legate de raza de bracaj, ele sunt nesemnificative. Mi se pare că față de 4x4 e mai manevrabil acest 4x2, adică te învârți mai repede cu el la manevre în spații strâmte. Se simte că mașina este ușoară. Avantajele pe care le-am observat la acest Duster 4x2 parcă frânează o idee mai bine. Acum, sigur, e doar o părere, deci nu e ceva ce să fi măsurat noi, să vedem exact distanțe și alte lucruri. S-au făcut niște teste chiar recent pe afară, mă rog, cu omologări, cu chestii din astea, adică, mă rog, niște teste mai științifice de frânare, și am văzut că Dusterul nou a scos rezultate foarte bune la frânare. Diferența față de vechiul Duster și față de vechile modele de Dacia, dozajul frânării este mult mai precis acum. Într-adevăr, ai niște frâne așa, cum să spun, ca la Renault, cum se spunea pe vremuri, ai niște frâne de Renault. Renault întotdeauna a avut frâne, am povestit în filme mereu că răspunsul frânelor modelelor Renault întotdeauna era un pic mai rapid decât, chiar decât te așteptai tu. Acest lucru a început să se vadă și pe Dacia, deci probabil urmărind nemulțumirile sau plângerile clienților, dorințele lor. Acum sistemul de frânare reacționează diferit, este mult mai prompt și se pare că din testele de care vorbeam și distanțele de frânare s-au redus. Am văzut la un moment dat, n-am studiat foarte atent, dar era ceva la 34 de metri frânare de la 100 de km pe oră, ceea ce e o valoare absolut onorabilă pentru segment și este ceea ce spuneam de altfel de când am prezentat varianta 4x4. Adică mașina este în limitele segmentului, nu e nici mai, nu e cea mai bună, nu frânează cel mai bine, dar nu e nici cea mai proastă, este acolo undeva la mijloc. Deci la asta trebuie să vă așteptați. Cutia de viteze, de ce face până la urmă, de-aia îți cumperi, că altfel îți iei cutie manuală, nu? Pentru cei care vor confort, cutia este absolut senzațională. Schimbă rapid, merge foarte bine și în modul eco. Deci în majoritatea timpului, dacă sunteți genul orientat către economie, o lăsați în eco și veți vedea că mașina merge extraordinar în eco. Nu e nevoie să o scoți din eco. Deci mai storci și de acolo un pic de consum de carburant. Alte lucruri care trebuie subliniate. Există niște diferențe, cum spuneam, de centru de greutate față de versiunea 4x4, care nu știu dacă centrul de greutate e mai sus sau mai jos, dar oricum e diferit față de versiunea 4x4. Distribuția maselor este un pic altfel. Mașinuța asta e și un pic mai înaltă și deci senzația mea conducând-o a fost că este ușor sub versiunea 4x4 cu cutie manuală, însă pentru cei care într-adevăr vor să meargă tare, nu e genul de mașină cu care să mergi neapărat tare, este o mașină polivalentă și aici trebuie să spun niște lucruri și care nu prea mi-au plăcut la acest Duster și în general la modelele Dacia. În momentul în care faci un astfel de SUV, e un SUV, chiar dacă nu are tracțiune integrală acest model de test, trebuie să te gândești că omul respectiv își ia SUV pentru anumite sau după anumite criterii. Vrea o carosirie mai înaltă, vrea o gardă la sol mai mare, poate că nu are neapărat nevoie de 4x4 recte, de-aia își cumpără un 4x2 cu EDC, de exemplu, dar lasă-l pe om să-și traverseze obstacolele pe care le are, că dacă și-a luat mașina asta, înseamnă că poate vrea să mai ducă la un câmp, la o... Mă rog, ai nevoie să faci lucruri cu mașina. Faptul că ESP-ul nu este decuplabil este o greșeală și e un lucru foarte simplu care putea să fie corectat foarte simplu de cei de la Dacia sau măcar să ai un sistem gen cum sunt cele de la Renault, un X-Mod, o chestie din aia care să te ajute să ieși din, hai, nu neapărat din noroi, dar dintr-o situație mai deosebită, în zăpadă, te vede lumea cu Duster și în momentul în care rămâi împotmolit sau ai probleme să ieși din parcare,
e un pic jenant. Ce să-i spui, domne, stai să vezi că nu pot să decuplez ESP-ul și nu pot să plec din parcare, că nu am accelerez și mașina nu accelerează, că intră controlul tracțiunii sau știu eu ce. Deci, faptul că mașina are aceste unghiuri bune, gardă la sol mare, motor diesel bun, cu cuplu, lasă-mă și pe mine, Dacia, să ies din situația în care sunt, adică dăm voie până la 30 de km la oră, până la 40 de km pe oră, să decuplez ESP-ul de undeva, ca să mă pot, să pot să beneficiez de potențialul mașinii. La versiunile 4x4 există buton ESP, sigur, totul e decuplabil, deci acolo, dar aici e marea mea problemă. Bun, la 4x4 și dacă n-aveai ESP decuplabil, măcar ai 4x4, ai niște moduri, acolo știi că trage și fața și spatele în anumite situații. Pe când aici nu prea ai, adică ești, ți-e ciudă că ai gardă la sol care ți-ar permite să depășești anumite obstacole și totuși nu poți să mergi mai departe. În filmările cu versiunea 4x4, am observat din comentarii și am tot discutat treaba asta cu rugina pe dedesubt. Mașina era relativ nouă, rugină pe la tobă, rugină pe la fuzete și rugină la planetare. Planetarele spate, că alea s-au văzut în speță. Acum să vă explic care e treaba. Eșapamentul, în general, în funcție de calitate și prețul mașinii, ruginește la toate mărcile. Sigur, dacă este din inox, cu ghilimele de rigoare, oricum după câțiva ani de exploatare în care intră în contact cu sare, cu alte chestii pe drum, apă și așa mai departe, și inoxul începe să cedeze. Inoxul comercial, nu vorbim de... Deci vorbim, eu personal am eșapament de inox la una dintre mașini și vă spun că după 5 ani am început să se vadă urme de rugină. Deci chiar și inoxul n-a rezistat la așa ceva. Dar alta era povestea. Povestea era că lumea s-a plâns și a zis, domnule, nu se pe mașină nouă, ruginită deja. Bun, deci accept treaba cu eșapamentul. E o problemă de calitate a tablei, în mod clar. Nu e normal ca 3 luni sau 4 luni sau 3.000-5.000 de kilometri să-ți ruginească eșapamentul. Deși acolo sunt temperaturi, variații de temperatură care deteriorează destul de rapid tabla și se întâmplă și la alte mărci, dar nu e normal. Însă vreau să vă explic mai bine treaba cu planetarele. Planetarele, o să căutați probabil detaliile astea ca să vedeți că nu le-am scos, eu nu le-am inventat. Planetarele sunt făcute dintr-un metal special, un metal foarte rezistent, un metal deosebit, de generație, să spunem, mai nouă, adică nu vă gândiți neapărat 2018, ele este cunoscut de ceva timp, un aliaj, un oțel aliat care se numește Corten. Căutați pe Google, cu Google, ce înseamnă Corten și o să înțelegeți atunci de ce planetarele de la noile modele Dacia sunt ruginite. Explicația este una foarte simplă. Acest oțel, acest aliaj de oțel numit Corten nu permite vopsirea. Deci vopsirea din cauza aliajului metalic nu stă vopseaua pe oțelul respectiv. Și atunci cum se protejează acel oțel? Ca și aluminiu, cumva similar, are o reacție chimică superficială la suprafață, intră în contact cu oxigenul din aer, se corodează la suprafață, de-aia ați văzut planetarele alea roșii așa ruginite. Și acel strat de rugină de la suprafață este de fapt protecția oțelului. Deci, eu v-am spus povestea, puteți să căutați, să verificați, să vedeți care este situația. Nu știu, n-am aflat încă un răspuns oficial dacă și fuzetele sunt din același oțel, dar ce pot să vă spun, văzând mii de mașini de când fac meseria asta, am văzut destule mașini. În general, majoritatea fuzetelor ruginesc, indiferent de marcă. Sigur, cu, vorbim acum, excepțiile sunt mașinile mai scumpe, premium, care au brațe din aluminiu, să spunem, din aliaje mai deosebite și acolo magneziu, aluminiu, care nu ruginesc. Dar în rest, fuzetele, ca să rămânem așa, să înțeleagă lumea despre ce vorbim, fuzetele, porfuzetele și așa mai departe, în funcție de metalul din care sunt făcute, de calitatea lui, după un anumit timp, uneori chiar foarte repede, ruginesc. Adică ce am încercat să spun, nu se iau apărarea.
celor de la Dacia, că nimănui nu-i place să vadă rugină o mașină, chiar dacă e corten oțelul ăla, da? Dar măcar să știm despre ce vorba, să nu ne apucăm să scuipăm și o să vedeți în comentarii că toată lumea a sărit în sus, domne, nu se poate. Eu vă spun că se poate, că uitați ce înseamnă corten și o să înțelegeți că asta e realitate. Bun, merită sau nu să cumpărăm Duster cu EDC? Sigur că da, dacă aveți nevoie de cutia automată, e practic singura opțiune pe care o ai pe Duster, nu ai. Nu avem, din păcate, așteptările noastre nu s-au concretizat. Cei de la Dacia nu oferă și am înțeles, adică ni s-a spus deja destul de clar că, mă rog, nu vor, nu pot, nu îi interesează să dezvolte o tracțiune integrală care să poată să lucreze cu o cutie automată cu dublu ambreiaj, că despre asta vorbim, că 4x4 cu cutie automată are Renault și 4x4 cu dublu ambreiaj există pe piață la foarte multe mașini. Am dat exemple, Kia, Ford, mă rog, grupul VAG și așa mai departe. Deci cei de la Renault pur și simplu au spus că, păi nu, mă rog, nu. Și deci nu. Și atunci singura variantă pentru cei care vor o automată este aceasta cu 4x2, cu limitările de care am povestit. O mașină care se manevrează foarte bine, foarte corect, este extrem de confortabilă în oraș cu un consum scăzut de carburant. Lucruri pe care le-am mai observat continuând să conduc aceste noi modele de Duster. Un lucru care îmi place, dar care are părți pozitive și părți negative, este faptul că șocurile când mergi cu mașina pe teren accidentat nu se simt șocuri în volan. O să fie surprinzător pentru foarte multă lume că mașina și în variantele 4x4 și în cele 4x2 merge foarte bine pe teren accidentat. Da, te zgâlțe, mă rog, mai face zgomote, mai simți una alta, dar nu simți în volan. Deci nu simți în volan cloncănituri, nu simți șocuri, deci nu se transmite impactul obstacolelor cu roțile în volan și acest lucru este foarte confortabil și foarte plăcut. Dar, și aici partea, mă rog, negativă, faptul că nu se transmite în anumite situații, inclusiv în off-road, deci în situații de off-road, cam vrei să știi ce fac roțile față. Și faptul că față de vechiul Duster, asta mi se pare că s-a pierdut un pic din feedback. Servodirecția electrică este deosebită, se manevrează mașina într-un mare fel, mult mai ușor și mai bine, pot să spun, decât mașini mult mai scumpe decât ea, tot SUV-uri pe care le-am condus. De exemplu, efortul la volan este mult mai mic decât la Sportage-ul pe care l-am eu și care o mașină totuși de 31.000 de euro și nici nu încape comparație între ele. Dar realitatea este că e mult mai ușor și mai facil să manevrezi un Duster decât un Sportage, ca efort la volan mă refer. Mergeți în showroom, studiați mașina, observați calitățile și defectele. Sigur, sunt oameni care întreabă, domne, dar la banii ăștia, la 19.500, nu mai bine mi-au un Sportage sau altceva, că e altă calitate, altă garanție și așa mai departe. Domne, la 19.500 nu-ți iei Sportage cu cutie DCT. Chiar 4x2 e 22.000 și ceva un Sportage. E deja o diferență de 3.000 și ceva de euro între ele. Și la fel, inclusiv pe la mașinile concurente sunt diverse versiuni cu cutie automată, unele și cu 4x4, dar trebuie mare atenție la configurare. Iar mă întorc la configurare și cu asta închei. Această mașină, ați văzut, nu are piele, în rest are cam tot ce se poate pune la Dacia, exceptând gama de accesorii. BSD nu l-am folosit, l-am văzut, l-am filmat ca să-l vedeți, nu l-am folosit, nu mă interesează, deci din punctul meu de vedere sunt chestiuni la care se poate renunța, adică BSD și scaunele piele, ca să mai scădeți din costul de achiziție. La fel, hărțile, acelea 100 de euro care o reprezintă pachetul de hărți sau nu știu ce, dacă folosiți, dacă nu folosiți, acum toată lumea are smartphone cu, mă rog, fiecare își face socotele. Dar vreau să spun, o configurație atentă poate însemna accesul la o tehnologie deosebită, adică un motor diesel bun, cutie de viteze cu dublu ambreiaj, undeva în zona de 18.600 de euro, să zicem 18.700 de euro, o mașină bună,
dar atent configurat, adică, da, sigur, vrei mai multe opțiuni, dai mai mulți bani, asta este realitatea.